Nu ne spuneți nimica? Ce să vă spun? Să numele spun care au apărut sunt motivare, sunt reale sau sunt... prostii de ale de neau. Cât de serioasă e ancheta asta, domnul Sune? Cât de serioasă e ancheta asta? Loc. E o manipulare. Cine are interesul? Aș spune. Dar de la ce a început totul? Nu știți? Nu... chiar nu știu. Serios. Nici nu-mi dau seama. Dar aveți cumva relații de afaceri cu soția domnului primar sau... am un singur contract de asistență juridică cu domnul primar, soția domnului primar. Și v-a reprezentat sau... pentru că procurorii DNA spun că nici nu a lucrat în... Procurorii DNA spun că dau smită și la primul ministru, ce mai vreți. Dacă e să ne luăm după procurorii DNA... nici nu știu, măcar. Să aflați în instanță și ar trebui să vedeți toată transcrierea. Nu numai cea ce este trecut în timp. Dar ce mai apare acolo? Că nu pot să-i rezolv acelui om problemele. Scrie foarte clar în transcrierea convorbirii, dar a fost emisă. Dacă e vorba de domnul Baldi Horațiu, care e trecut acolo, este fostul soț al actualei mele partener. Care n-am avut nicio discuție. Nu cunosc. Nu cunosc. Ori am ales mai repede că... așa grebă mișcarea. Nu s-a spus vizat sau primarul? Păi, se ajunge. Dacă aș vrea. Dacă eu fac cu scrie de deja.